دي السالو تاريت تلومي عشين بدوري جيس لوري بسودي امسيو بوني اغلو مام تشابه بات اسلومي داب ديش ريفينيك بو چپتر و دويس برزي جيو دراجي سروك مينو نات دا There was even some trouble with the cops, but Eddie took care of that. And since I didn't have any insurance, I had to live in this shithole of an apartment till I could get back on my feet. Eddie took care. At least I managed to save Leo. Eddie, asta să facem pic să facem. Eddie e salvatorul nostru, să facem așa ceva pe aici. Gata, am rezolvat totul. I doubt Frank Vinci even knew where he went. And even though Henry failed to deliver on the contract, Eddie still brought him in when he heard Leo had skipped town. Me and Joe. De ce nu putem ieși? Ah, ne-a salvat telefon. Hai să vedem ce zice la telefon. Vito, it's Henry. Hey. Listen, I'm setting up something big. I want you to come in on it. If you're interested in hearing more, come meet me at Lincoln Park and bring a piece. Okay. I'll see you there. Okay. Merem la Henry în parculeț. Merem la Henry în parculeț. Opa. Deci, avem vreo mașină aici în spate? Nope. A, uite măcar și ăsta garaj. Ia. GPS de car. Care se om? O iau pe asta, că asta e cea mai roșiatică și frumoasă și. Nu mai e roșie, Dana. Nu prea mai e roșie. Dar nu contează. Da, fraților. Astăzi va fi videoclipul în care nu voi lua nicio amendă. Cel puțin cred că nu voi lua nicio amendă. Da, în care jucăm mafia. Suntem mafioți și sper că nu vom lua nicio amendă. Merită să sper, așa ai, prieteni? Da. Ok. Nu, viteză, nu viteză, că e poliția. E mai poliția. Mi-am luat că ei stăteau acolo la roșu și eu trec pe lângă ei, da, ei nu mă bag în seamă. No, asta n-a trecut pe roșu, ce-aia, asta a trecut legal, mă, legal, e dat pe legale. Da. Aoleo. Asta cred că am greșit ceva aceea. 16:30. Asta am greșit. Stați numai un pic să văd dacă pot să fac ceva aici. Perfect. 7. Imediat, prieteni. Să rezolv și eu ceva aceea, că am făcut o panoramă. Panoramă. Gata. Gata, cred că am făcut două panorame. Ia să vedem. Da, am făcut două panorame. Următoarea panoramă o să rezolv imediat. O să rezolv până o să ajungem aici. Am programat videoclipurile greșit, adică le-am pus la altă oră, nu la ora care trebuia. Sunt un idiot. No, bun, aici vine videoclipul. Mi-mi place când că e soare, dar e sub blocat, știi? Lol, se blochează și încă mai e soare. Care vine așa pe ei și îi mângâie. Așteptați un pic că trebuie să modific aceea să se posteze la ora 7 dimineața. 7 dimineața. Toate modificările tale au fost salvate. Mulțumesc foarte mult de ajutor, prieten. Așa. Dăm skip pentru că n-am chef să mai aștept. Am așteptat destul. Hai să mergem să ne luăm mașina. Unde e mașinuța? De ce nu e aici mașinuța? Ah, uite acolo mașinuța. Gata, am scăpat de gloanțe, că n-avem nevoie de gloanțe aia. De ce fuge polițistul ăla? Sper că nu începe iar melodia. Nu, mersi! N-am nevoie de melodie. Nu acum. Dă-te-mă la o parte. Dă-te la o parte, tu n-auzi. Bruno. Bruno. He's one of the only guys in town who could do a loan this big. What if he doesn't give it to us, then what? That's it, then. No, then I've been problem. But don't worry, I know this guy. He'll give us the money. There ain't nobody else we can get this kind of money from? There's three of the guys I know of. But if you want to ask Carlo or Frank Vinci for 35 grand, be my guest. Yeah, no thanks. Who's the third guy? He ain't in business no more. Somebody blew up a room full of his guys and shot him point blank in the face with a gun. Easy, I'm not just easy. Oh, that guy. Man, we said we wasn't gonna talk about that. All right, so, Henry, what is this guy, rich or something? I think he gets his money from some of the bosses from out of town who sit on the commission. Yeah? No shit. Yeah, which is why we can't stiff the guy. Besides, we gotta keep this quiet. Can we trust him? Sure. Wise guy's been borrowing money from this guy forever. As long as we pay him back on time, we won't have a
This is it. Stop here. Perfect, I'm ajuns. Pace ea. Ușa magică. Hi, fellas. We're here to see Bruno. Hiya, Henry. If you got guns on you, put them down there. I gotta search you. Ne caută. Hiya, Bruno. Hello, Henry. So, to what do I owe the pleasure? Hai să vedem ce se întâmplă aici. 35 grand and $20 bills. Oh, that's a lot of money, Henry. A lot of money. Tell me, why should I give that much to a small-time guy like you, huh? Convince me. I got a sure thing. You'll have 45 by the end of the week. What kind of sure thing? Sorry, Bruno. That's a trade secret. Then 45 is not enough. I'd be more comfortable with 65. It's a bit steep, even for you. 50's all I can do. Henry, Henry, I have no guarantee I'll get my money back. Oopsie. And you have nowhere else to go. So, how about 60? Don't think of it as interest. It's more like my cut of the profits. 55, final offer. Anything more than that, it's not worth my time. Deal. I'll give you $35,000 today, and you'll give me $55,000 by Friday. If you don't pay it back by then, the debt goes up by $10,000 every week. You'll get it by Friday. Okay. Okay. Isaac, prepare $35,000 in $20 bills. Now, you know I trust you, Henry, but if you screw me, remember these wise words from the Bible. And my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword, and your wives shall be widows, and your children fatherless. Exodus, chapter 22, verse 24. I'm impressed. Na bun, hai să vedem. Drive to Seal Gift Warehouse. Hai să mergem, Cusufu, n-ai Cusufu. O să luăm altă mașină. Că aia mea e bușită, dar nu o să fur de față cu poliția, vă dați seama! Hai să furăm una de aceea, o să fur porciul ăsta mai vechi. Gata, băieți, am furat porciul. Haideți să vedem. Urcați toți cu mine în mașinuță să ne distrăm împreună, facem party. Hai că nu e departe. Nu pune melodie, nu pune melodie, nu pune melodie. How come you know the Bible so good, Henry? You read it or something? Bruno always uses the same pulpit. Go to church on Sunday, so ask the priest what to do. You go to church? Yeah, and I can understand why you don't. They use big words, there's no hook, there's in the fool's lies. Yeah, that pretty much sums it up. Jeez, I ain't been there since 45. What? That time your mother made you go to confession? Yeah, that time she smacked me for checking out some chick's school. I gotta rest the soul. How about you, Joe? How long's it been? Easter. Ah, that ain't too bad. 1941. I take that back then. You're going straight to hell. What, you're just figuring that out now? Don't worry, I'll save you. Fiță, vezi, o vedeți? You know, I heard about a long shot named Bruno once. Must be the same guy. Yeah? What'd you hear? Well, you know Mickey the Crab, right? What, the guy who cleans the bathrooms at Carlos' joint? Yeah, the guy who's only got a finger and a thumb on his left hand. Lasă-mi pun microfonul mai bine, băieții. I heard he owed a lot of money to some yid from South. Gata, am pus microfonul mai bine, pentru că calmai de capul meu ce era să mă pârlească ăla. Deci, nu mai avem chiar mult. Drive to see a gift warehouse, ok. Take it easy, I'm in a rush. Au zis asta de 4 ori în jocul ăsta, cred că. Fraților, eu când o să ajung acolo, o să închem episodul pentru că
Eu nu? De ce nu? Poate că tot să dureze misiunea aia acolo, deci... Eu zic că să merită să încheiem episodul acolo. Sau? Hai că nu-l încheiem. Putem să încheiem în misiune, gen, știți? Ia. Ne-am oprit aceea. Just follow me. Hey, we got some business with your boss. Follow me, gentlemen. Mr. Wong is expecting you. Hai să vedem. De ce weapons are not all of it here? Adică n-o să ne împușcăm pe aceea, doar o să merem așa, ca niște idioți. Hai să vedem ce se întâmplă. You know, poate mai scoatem acum arma pe aceea și ne împușcăm pe aceea, mai știi? Poate le împușcăm pe bossul lor, habar n-am. Hai să vedem ce se întâmplă. Ăsta lucește ușa ca de obicei. Hai să vedem. Welcome, Henry. Welcome, Henry. Let us get straight to business. Is your suitcase heavy enough? See for yourself. All right, take it away and bring the goods. You're a good man, Henry. Here is your merchandise. Ia să-l vedem. Each bag contains 1 kilo. Each kilo weighs a little more than 2 pounds. Which one do you want to test? Ia să vedem. E bun. Okay, we're good. I'm glad. Next time, we can give you twice the amount. It was a pleasure doing business with you, Mr. Wong. The pleasure was all mine. Knock it off. See how easy that was? Let's get back in the car. Fellas, the hard part's over. Now we just gotta make the exchange and we're done. Sounds good to me. Where are we headed? Hunters. I got it all lined up. Filon, 13 minute. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Mafia 2. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe, să dați comentarii. Noi ne vedem data viitoare. Bye, bye.